Nu doar copiii sunt în pericol în sezonul călduros, ci și adulții pot fi expuși și supuși riscului, mai ales cei care fac parte din grupele de vârstă avansată, cei care suferă de diverse afecțiuni, precum cardiacii, cei cu hipertensiune arterială, probleme respiratorii, neurologice, precum accidentul vascular în antecedent. Aceste persoane trebuie să urmeze câteva recomandări din partea medicilor pe toată perioada verii. Pentru aceștia, temperaturile ridicate sunt riscante. Lor le este chiar interzis să iasă în interval oral între 10 și 17. Nu programăm nici măcar la cabinet astfel de pacienți, le recomandăm să nu vină în perioada aceasta decât dacă este o problemă medicală și atunci să vină cu pălărie, umbrelă și eventual cu o mașină, nu să se expună soarelui. Cei care nu au probleme legate de metabolism, de creșterea glicemiei, pot consuma fructe, evident este recomandabil. De asemenea, să consume lichide, apă, e foarte important să bem suficientă apă în perioada aceasta anului și alimentele să fie ușor digerabile. Totuși, în ultimul timp, odată cu creșterea temperaturilor, medicii s-au confruntat cu pacienți ale căror valori arteriale erau mai mari ca de obicei. În ultima perioadă chiar am avut la cabinet cazuri cu valori mari ale tensiunii arteriale, care au apărut în urma expunerii exagerate la soare. Sau pur și simplu plimbările făcute la ore necorespunzătoare pot determina probleme medicale. Deocamdată, meteorologii spun că am scăpat de caniculă, însă cel mai probabil, spun ei, începând de săptămâna viitoare, vom avea parte din nou de temperaturi care vor depăși 30 de grade Celsius și atunci sfaturile expuse anterior vă vor ajuta să vă pregătiți din timp pentru cea mai rămas din vară.